Domnule Mărgărit, cât de mult contează alimentația în viața unui sportiv, a unui fotbalist în mod special? Alimentația este la fel de importantă cum sunt antrenamentul și odihna. Ele formează, așa zisul, triunghi de aur. Deci un sportiv trebuie să țină conte toate cele trei elemente. Repet, antrenament, alimentație, odihnă. Bineînțeles, talentul nativ, voința lui și cele alte aspecte vin peste acest triunghi de aur de foarte mulți ani, Academia Hagi și Farul beneficiază de serviciile unui nutriționist al noastră. Cum a fost colaborarea cu sportivii? pentru mine a fost o plăcere și este în continuare o plăcere această colaborare. A prezentat și diverse provocări, pentru că lucrul cu grupuri mari de jucători este într-adevăr o provocare. Sunt diversi ca personalitate, ca nevoi nutriționale, ca înzestrare fizică și atunci noi trebuie să ne adaptăm programele nutriționale, programele de educație nutrițională, dietele individualizate la necesarul fiecărui jucător în parte. Așa cum se întâmplă și la marile cluburi europene și la Farul se pune accent pe latura legată de nutriție, un lucru foarte important în obținerea unor rezultate cât mai bune. Într-adevăr, acest pas a fost făcut de clubul Farul, domnul Hage a avut această viziune, se aducă un nutriționist la echipă și cred că rezultatele s-au văzut. Cum se alege meniul pentru sportivi în funcție de perioada convențională, perioada de cantonamente? Toate meniurile sunt individualizate, chiar și la meniul de grup, atunci când toți jucătorii mănâncă împreună, fiecare are dietă personalizată, știe ce să-și aleagă dintre alimentele puse la dispoziție. Această parte de educație nutrițională este foarte importantă, pentru că noi avem aici jucătorii doar o parte din timp, restul timpului ei fiind acasă și este foarte important să știe cum să aleagă și când mănâncă la restaurant și când își gătesc singur, când le gătește altcineva, astfel încât să rămână în Planul lor nutrițional optimizat pentru performanța sportivă, pentru recuperare și, bineînțeles, pentru prevenirea accidentărilor. Pentru că și acesta este un aspect foarte important. Cum au răspuns sportivii acestui proiect? Sportivii au răspuns foarte bine pentru că noi îi avem încă de la faza de juniori. Deci ne cunoaștem de când ei sunt mici și cu foarte mulți dintre ei am rămas în contact chiar și atunci când au plecat la echipe din străinătate, m-au contactat, am mai vorbit, deci cred că am dezvoltat o relație foarte, foarte bună cu ei, bazată până la urmă și pe rezultatele pe care ei le văd, rezultatele directe pe care ei le obțin atunci când urmează o dietă potrivită pentru sportivi.